Ne-am întâlnit astăzi aici ca să vedem cum putem să ne asigurăm o prezență pe internet, dincolo de prezența pe platformele de social media, lucru care va fi tratat oarecum separat. A fost și amintit, a fost discutat și anterior și va fi discutat și în următoarele întâlniri. Mare parte din audiența sau, mă rog, potențialii voștri clienți probabil că au deja conturi pe Facebook și atunci o foarte facilă metodă sau canal de promovare este Facebook sau orice altă social media, că vorbim de TikTok, Snapchat, știu eu ce mai doriți voi să folosiți, însă majoritatea firmelor au și un site. Și atunci, în cadrul acestui proiect, voi trebuie, ca activitate obligatorie, să realizați, scrie acolo în cursul de pe campus, să aveți un site cu cel puțin 3 pagini. Și pe baza chestionarului pe care l-ați completat în același curs, am remarcat că jumătate dintre respondenți au spus că nu au niciun fel de cunoștință de HTML și doar câțiva au cunoștințe medii sau foarte, foarte slabe. Nimeni nu a spus că știe foarte bine HTML. Acum, scopul acestei întâlniri nu este neapărat de a vă învăța HTML. O să vă arăt câteva chestiuni de bază ca să aveți un pic de idee generală, dar vă voi ghida pas cu pas în realizarea unui site folosind o unealtă destul de ușor de aplicat, de utilizat, și anume Wix. O să vă partajez imediat ecranul. Ca și paranteză, să spunem așa, vă rog frumos, în orice moment aveți vreo întrebare, să mă întrerupeți de preferat verbal, pornind microfonul și adresând întrebarea verbal, pentru că în chat probabil nu o voi vedea, pentru că eu voi partaja ecranul, după cum spuneam. Deci nu ezitați, vă rog, orice nelămurire aveți să mă întrerupeți ca să lămurim lucrurile. Bun. Pornim de la Google, cel mai popular motor de căutare. Înainte să începem să ne construim site-ul, vreau să vă atrag atenția asupra materialelor pe care le veți pune acolo. Site-ul pe care îl veți crea, probabil că va fi la un moment dat vizibil, public, tuturor, și atunci se pune problema drepturilor de autor asupra materialelor pe care le folosiți acolo. Un site care are numai text este complet neinteresant. Studii anterioare spun că în 2-3 secunde un vizitator care ajunge pe site-ul vostru hotărăște dacă îl interesează sau merge mai departe. Studiile astea sunt mai vechi, vorbim de ordinul a 10 ani. În ziua de azi, cu scrollurile infinite de pe toate platformele de sociale, acest timp, eu zic, a scăzut pe o secundă și jumătate, două maxim. Și atunci, trebuie ca site-ul vostru să fie atrăgător. Adică prin ceea ce oferă, să ofere așa, la o privire, at a glance, informația necesară utilizatorului. Fie că îl atrage vizitatorului, fie că îl atrage prin, știu, elementele grafice, fie informația pe care o caută este imediat disponibilă. Și atunci, să revenim, spuneam că un site nu trebuie să aibă numai text. Însă, nu vom avansa atât de mult încât să discutăm despre materiale video. Elementele de compromis, să spunem între ele, sunt imaginile. Ce vreau eu să vă arăt este cum găsiți imagini pe care le puteți folosi în site-urile voastre fără această grijă a drepturilor de autor. Ăsta ar fi un prim pas. Evident, în mod ideal, imaginile pe care le folosiți sunt făcute de voi. În funcție de specificul firmei pe care doriți acum să o lansați, poate că aveți deja sau veți avea imagini cu produsele pe care le vindeți sau cu serviciile pe care le vindeți, însă de cele mai multe ori aceste imagini poate nu sunt cele mai potrivite ca și compoziție vizuală, ca și balans al culorilor, etc. Și atunci puteți să folosiți imagini pe care le găsiți pe internet, evident relevante la subiectul și conținutul site-ului pe care doriți să-l realizați și le puteți folosi în anumite condiții. Un prim pas sau o primă punct de oprire este utilizarea motorului de căutare dedicat de la Google, images.google.com, în care, bineînțeles, putem ajunge și din motorul principal aici, să alegem un subiect, nu știu, vreau să-mi deschid o firmă de horticultură, voi căuta imagini cu flori. Acum mi-a venit în minte. Vă recomand să căutați cuvinte cheie în limba engleză, pentru că veți găsi mult mai multe decât în limba română.
Rezultatele căutării îmi arată cele 10 sute de milioane de miliarde de rezultate pe care le găsește căutând imagini cu flori. Însă noi, pentru că spuneam, trebuie să ne ghidăm doar spre imagini pe care am voie să le folosesc în scop comercial, chiar dacă nu, eu nu vând acele imagini sau acele flori, pot din meniul de instrumente să modific dreptul de utilizare, să schimb în licențe comerciale și de alt tip. În acest moment, teoretic, toate aceste imagini pe care le vedeți, numărul rezultatelor a scăzut, dar toate rezultatele sunt cu drepturi de utilizare liberă chiar și în scop comercial. Găsim o floare, mă duc la acel rezultat, pot să accesez site-ul și ar trebui pe undeva să-mi spună că drepturile de autor îmi permit utilizarea acestei imagini fără niciun fel de probleme. Citiți cu atenție toate informațiile. După cum spuneam, ar trebui să fie cu licență liberă și atunci lucrul ăsta ar trebui să se vadă și din informațiile pe care le găsiți pe aici, pe acolo. Site-ul pe care l-am găsit aici nu mi-arată acest lucru foarte, foarte clar, dar dacă găsesc o imagine care îmi place, va trebui să sap un pic până găsesc acel text mic care îmi spune că am voie să îl folosesc. Alternativ, pot să folosesc anumite site-uri în care toate rezultatele de acolo sunt cu drepturi de reutilizare. Un astfel de exemplu este Pixabay, unde, observați, chiar am o floare aici sus. Evident că voi veți căuta lucruri mult mai la obiect, însă voi putea vedea pe lângă free download și licența free for commercial use, no attribution required, nici măcar nu trebuie să zic de unde am luat poza, pot pur și simplu să o folosesc. Da, download, am descărcat poza, pot folosi. Un alt site este pexels.com, care însă azi dimineață dădea o eroare, din fericire acum și-a revenit, la fel. Pot să caut, pot să găsesc imagini care mă interesează cu persoane sau doar flori. La fel ar trebui să fie informația care îmi spune că pot să utilizez fără să plătesc nimic aceste informații. Insist pe lucrul ăsta pentru că, după cum ziceam, drepturile de autor, dacă depășim sfera academică sau purul exercițiu, contează foarte mult. Dacă încărcați pe YouTube un videoclip în care chiar și pe fundal se aude o melodie comercială, puteți să primiți o notificare din partea YouTube și să vă spune că trebuie să plătiți drepturile de autor sau să ștergeți sau să eliminați acel videoclip din playlistul vostru. Bun. Găsiți informațiile de care aveți nevoie, găsiți aceste imagini pe care le puteți folosi, ce faceți cu ele. Ajungem acum și la partea de construirea site-ului. Aș dori să încep cu o mică introducere legată de HTML, ca să vă faceți așa o idee generală. După aceea vom trece la construirea site-ului în Wix și apoi, la final, dacă mai aveți răbdare și mai avem timp, o să revenim un pic asupra HTML-ului, pentru că dacă vă veți uita pe cerințele de pe campus a ceea ce trebuie voi să faceți, nu se specifică acolo obligativitatea ca site-ul pe care îl faceți voi să fie făcut în Wix. Este cea mai poate, cea mai la îndemână soluție, cea mai rapidă soluție de a realiza un site fără a avea nevoie de mare lucru decât de timpul vostru, însă sunt și alte posibilități. Vă puteți face un site în WordPress, vă puteți face un site pur HTML, care însă ulterior va trebui să-l puneți undeva să fie disponibil. Vorbim aici dincolo de acest training pe care noi îl realizăm astăzi. Hai să vedem HTML. Ce este HTML? HTML-ul este limbajul internetului. Toate paginile web pe care le deschideți, fie într-un navigator web, într-un browser, fie într-o aplicație dedicată, de exemplu, pe telefonul mobil, toate au un mic astfel de navigator care, în momentul în care voi intrați pe un site, se copiază de la distanță, se descarcă pe dispozitivul vostru un cod. Acesta este codul. Codul paginii principale de căutare a Google. Pare destul de complex față de ce avem aici. Asta este din cauza că avem foarte multă interacțiune. Dacă am vedea un site mai simplu, știu și eu, hai să luăm site-ul UPT.
pentru a vedea codul sursă al oricărei pagini, cel puțin în browserul Chrome pe care îl folosesc eu, dar și în majoritatea celorlalte, combinația de taste Ctrl plus U sau click dreapta și afișează sursa paginii, pot să văd codul sursă al acelei pagini. Ceea ce vedeți este cod HTML. Da? Deci asta se copiază, se transmite prin internet și browserul interpretează acel cod și mi-afișează această pagină. Bineînțeles că imaginile se transferă oarecum separat, da? Deci am locația acelei imagini care se descarcă separat, dar codul care mi-afișează textul și care stabilește culorile și toate aceste elemente pe care le vedeți aici, se găsește în acel stream, în acel flux de text pe care pot să-l citesc și să îl înțeleg. Deci oricine realizează un site în HTML trebuie să scrie acest cod. Bun. După cum spuneam, nu trebuie să știți HTML. Vă ajută dacă aveți câteva cunoștințe de bază, în special dacă doriți să realizați, de exemplu, site-ul în WordPress sau într-un alt sistem de gestiune a conținutului. Vă ajută să cunoașteți cod HTML pentru că aveți un control mai bun asupra conținutului paginilor voastre. Veți putea controla mult mai precis culori, dimensiunea textului, poziționarea în pagină, etc. Deci toate aceste informații sunt în acel cod. Nu este însă obligatoriu și ceea ce vom începe imediat să facem, Wix, nu necesită practic aceste cunoștințe. Dar hai să nu vorbim chiar atât de mult în avans și haideți să vedem de Wix. În primul rând, de ce Wix? Vă recomand celor înclinați spre partea tehnică dintre voi acest site, dacă cumva nu-l cunoașteți, care vă oferă o privire de ansamblu asupra tehnologiilor utilizate pe internet, sondaje de utilizare. Și dacă ne uităm pe chiar primul sondaj, avem cele mai populare sisteme de gestiune a conținutului. De departe, WordPress-ul este cel mai folosit. Se menționa în întâlnirile anterioare că 40% din toate site-urile care există pe internet, peste 40%, folosesc WordPress în spate. Și din cele care folosesc un CMS, două treimi aproape folosesc WordPress. Observați însă că Wix-ul este pe locul 3, cu un 2,3% dintre toate site-urile care există pe internet, ceea ce este o cotă rezonabilă. Gândiți-vă că avem de-a face cu câteva miliarde de site-uri, sau mă rog, nu neapărat de site-uri, ci de pagini individuale. Da. WordPress-ul este un sistem de gestiune a conținutului open source, poate fi folosit gratuit. Problema este că de obicei necesită o infrastructură și atunci se adresează celor care au, cum ziceam, înclinații spre partea tehnică un pic mai mult. Hai să vedem atunci Wix-ul acesta cu ce se mănâncă. Vă spuneam că pe lângă această înregistrare vă voi pune la dispoziție și un ghid în care o să vă enumăr un fel de checklist, dacă vreți, cu pașii pe care trebuie să-i faceți pentru a vă realiza site-ul. Intrați pe wix.com, un site ușor de ținut minte. Trebuie să vă faceți un cont, dacă cumva nu aveți deja, lucru pe care îl puteți accesa din meniul de sign-up. Puteți să folosiți o adresă de e-mail pe care o introduceți de două ori și apoi o parolă. În momentul în care apăs pe sign up, pe acea adresă de e-mail voi primi un cod de activare pe care trebuie să dau click, e un link, și din acel moment voi putea să utilizez e-mailul și parola pe care l-am stabilit aici ca să-mi accesez contul de Wix și site-ul pe care îl creez aici. Alternativ, vă puteți autentifica fie cu contul de Google, de Gmail, fie cu cel de Facebook. Eu o să aleg această cale. Da, nu mă lasă. Ok, hai să... Bine. Îmi cer scuze. Când am încercat data trecută,
nu am folosit incognito, private browsing. Vă recomand să folosiți întotdeauna acest mod de navigare, în special dacă nu sunteți pe calculatorul vostru propriu, deci pe un calculator pe care îl partajați cu mai multe persoane, dar e util și în alte cazuri. Bun. După ce mi-am creat contul, automat am fost autentificat și mă întreabă Wix ce fel de website doresc să-mi creez. Acum, poate veți fi tentat să creați din prima un magazin online. Personal, nu vă recomand neapărat acest lucru, deși poate veți utiliza acest site pentru a vinde produsele. Pentru început însă, cerința minimă și pe care vă recomand să mergeți cel puțin la început este să vă faceți un site de prezentare al afacerii dincolo de un magazin online. Pentru că lucrurile se complică destul de mult, va trebui să aveți un abonament la un procesator de plăți, va trebui să aveți un sistem de coș de cumpărături, de produse, de promoții, etc. Și atunci, pentru început, ar fi bine să facem pur și simplu un site dedicat, nu știu, oarecum în funcție de specificul afacerii pe care doriți să o dezvoltați, dar nu neapărat. Hai să zicem că luăm un portofoliu general. Există destul de multe subdomenii. Ce se schimbă în momentul în care alegeți altceva este vorba de felul în care se afișează informația la început. Asta nu înseamnă că nu puteți modifica ulterior sau nu. Ceea ce introduceți acum va fi de neschimbat. Veți avea de asemenea posibilitatea să creați oricât de multe site-uri doriți în Wix cu același cont, fără niciun fel de probleme. Evident că voi veți pune aici un nume sugestiv, poate, nu știu, vânzătorul de flori, vă zic și eu așa, pe baza exemplului pe care l-am menționat anterior. Eu o să le iau un pic mai general. Mă întreabă ce doresc să fac cu acest site. Păi, spuneam că aș prefera să nu vând produse. Poate că site-ul meu face aranjamente florale și o să merg pe acest exemplu mai departe. Oferă aceste servicii de aranjamente florale fără însă a, știu eu, trimite produsele printr-un curier. Și vorbim aici de o afacere un pic mai la început, să zicem. Vreau să-mi promovez afacerea, bineînțeles. Să zicem că aceste două variante îmi sunt de ajuns deocamdată. Ce doresc să mai adaug? Nu aș vrea să discut în timp real cu utilizatorii mei. Asta ar presupune că stau tot timpul lângă un calculator. Magazin online spuneam că nu. Poate că aș dori să adaug un blog, dar nu este neapărat obligatoriu să fac acum. Așa ceva. Cer scuze, cred că se blochează ecranul. Bun. Observați câte unelte am la dispoziție în acest moment. Repet, însă le vom putea adăuga și ulterior și atunci nu aleg nimic deocamdată. Hai să zicem că this is my first time pentru persoanele cu cea mai puțină experiență, astfel încât interfața să fie cea mai prietenoasă. Și acum avem posibilitatea de a utiliza un fel de, ezit să-i spun inteligență artificială, pentru că nu este inteligență artificială, sau mă rog, alți termeni asociați, machine learning sau așa ceva, ci sunt niște algoritmi predefiniți pe care pe baza opțiunilor anterioare va încerca să ghicească și să-mi ofere o soluție. Sau aș putea să controlez totul de la zero. Hai să mergem pe varianta mai simplă. Nu doresc să import niciun fel de imagini, voi porni de la zero. Am adresa de e-mail, o adresă fizică pe care o pot pune, un număr de telefon. Vă recomand să completați adresa de e-mail utilizată de voi și numărul de telefon, pentru că va trebui din cele trei pagini pe care le veți crea în site-ul vostru, una dintre ele să fie pagina de contact. O să revin asupra structurii recomandate a site-ului vostru. Haideți să alegem o temă. Observați din interfața Chrome-ului că eu prefer variantele închise. Ca și paranteză, programatorii care lucrează în special noaptea preferă temele închise la culoare din motive de lumină în jur. Hai să zicem că aleg acest hype.
Mi se vor oferi acum câteva template-uri, câteva interfețe. O să merg pe ăsta. Spuneam că ar trebui să aveți cel puțin trei pagini în site-urile voastre. Da? Aceste trei site-uri, într-o, să zicem, configurație inițială, recomandată, nu știu cum să-i spun, ar trebui să fie așa. Pagina de acasă, cea care se deschide în momentul în care un vizitator ajunge printr-o căutare pe internet la site-ul vostru, o pagină care detaliază serviciile și sau produsele pe care le oferiți prin afacerea pe care acum o lansați, și a treia pagină, cea de contact. Deci aceste trei secțiuni, trei pagini diferite, sunt suficiente pentru a vă crea acest site de bază pe care îl aveți voi. Și atunci, această interfață mă oferă deja posibilitatea să adaug Selected Work. De exemplu, acest Selected Work este ca un fel de portofoliu în care arătați ce ați mai făcut sau ce produse ați vândut. Bineînțeles că la început probabil nu veți avea mare lucru și veți utiliza poate acele imagini stock photos pe care le-am menționat anterior, dar haideți să o adăugăm și pagina de contact, spuneam eu că sunt obligatoriu. Avem prima pagină care există implicit și o lăsăm așa. Hai să continuăm cu editarea site-ului. Se creează aceste pagini, sper că toate trei, vedem imediat. O să revin asupra numelui de domeniu imediat. Deocamdată acesta este site-ul de prezentare. Avem prima pagină, avem și o hartă, o să revenim asupra acestor elemente. Ceea ce vedeți este editorul site-ului meu. El există deja sub această formă. Observați, am cele trei pagini diferite, Home, Selected, Work și Contact. Acum, pentru că site-urile voastre se vor adresa publicului autohton în primă fază, publicului din România, ar fi bine, puternic recomandat, ca conținutul site-ului vostru să fie în limba română. Lucru pe care îl veți modifica, nu sunt atât de familiar cu interfața asta, dar îi găsim noi, uite aici. Ok. Mai un pic să găsesc partea ce ține de limbă. Aici, Language and Region. Unde limba site-ului e foarte bine, e recomandat să fie în română. Observați că formatul de regiune l-a detectat oarecum. Prețurile sunt afișate sau poate s-a schimbat automat când am schimbat site-ul. Are mai puțin importanță. Salvăm modificările. Și dacă mă duc din nou la home, ar trebui să văd site-ul meu în limba română. Am reîncărcat editorul ăsta ADI. Vedem dacă actualizează. Mă rog, textul este în limba engleză în continuare, dar nu e nicio problemă, vom putea să modificăm pas cu pas. Toate elementele pe care le vedeți când trec cu mouse-ul peste pot fi repoziționate. De exemplu, acest Get to Know Me îl pot pune la final dacă doresc. Pot fi șterse. Get to Know Me nu mă interesează. Pot fi modificate. Și haideți să facem asta. O să schimbăm textul afișat. Observați, când trec cu mouse-ul peste elemente de text, îmi apare această iconiță de editare, de schimbarea culorii, de modificarea tuturor informațiilor necesare. Hai să îl facem în română. Și zice, meet site-ul afacerii mele, zice, bun venit pe site-ul afacerii mele. Da. Asta e tot. S-a schimbat. Hai să vedem. Meniul o să-l vedem ulterior. Professional History, nu cred că e cazul să-l păstrăm. Deci în funcție de ce am ales eu la început, la acel formular,
Am tot felul de elemente adăugate care, să zicem că deocamdată nu mă ajută foarte mult. Am pus acolo present yourself și atunci la o afacere poate nu e atât de important să se vadă cine este în spate, cel puțin nu pe prima pagină, oricum. Ok. Tot ceea ce șterg însă, dacă doresc, voi putea să restaurez sau să adaug. Observați că pe prima pagină mi-apare inclusiv aici formularul de contact. Nu știu dacă e ceea ce doresc, așa că o să-l șterg și pe el. La fel și, mă rog, harta aia apărea acolo. Bun, am șters, mi-a rămas doar această primă, nu știu cum să-i spun, nu știu care e termenul în limba română, tiles ar fi în limba engleză, nu pot să-i spun plăcuță de faianță. Hai să zicem că doresc să schimb imaginea. Da? Mi-am căutat poze și vreau să înlocuiesc această imagine cu ceva care e reprezentativ pentru mine. Am dat click pe imagine, dau replace și dacă am imaginea pregătită sau nu, inclusiv aici observați că îmi pune la dispoziție un motor de căutare, pot să înlocuiesc foarte simplu și rapid această imagine. Ce mai pot să modific aici? Pot să ajustez, facem un zoom destul de mare, inclusiv niște filtre de culori. Spuneam că acest... Am și posibilitatea de a cropui, adică de a decupa din imagine. Ok. Opacitatea o pot face semi-transparentă, dar pentru că am negru în spate nu se vede atât de bine. Pot să pun altceva în spate, altă culoare. Acest Learn About Me poate fi înlocuit cu ce doresc eu. Ok. Bun. Evident că ar fi bine să fie un pic mai multă informație decât atât. Și atunci, dacă mai vreau să mai adaug o casetă, așa, ăsta ar fi un termen mai potrivit la tiles, dacă doresc să mai adaug o casetă de conținut, o nouă secțiune, cum apare aici, o pot adăuga și pot alege din toate aceste elemente, inclusiv cele pe care le-am șters, sau orice doresc eu altceva. Acestea sunt oarecum predefinite. Uite, un citat. Și pot să zic, uite, am citat în stânga și imaginea în dreapta, sau, uite, ca să nu iau focusul de la prima parte, uite, îl aleg pe asta. La fel, bineînțeles, pot să schimb citatul. Ok. Și putem să zicem că aceasta este o prima pagină a site-ului pe care le-am realizat. Mai sunt aici câteva link-uri de social media pe care vă recomand să le configurați corect. Lucru ce presupune că deocamdată ele duc la paginile de Facebook, Twitter și LinkedIn ale Wix. Dar bineînțeles că voi le puteți înlocui cu propria pagină de Facebook, Twitter, dacă e cazul, și LinkedIn sau orice altceva doriți voi adăugați aici. Le puteți șterge dacă e cazul. Le puteți ascunde. Da? Bun. Și haideți să vedem acel text de copyright dacă... Da. Aici. Pot inclusiv să șterg faptul că aparține de Wix. Da? Și în timp real observați că am văzut modificările pe care le-am făcut eu acum. Bun. Asta este prima pagină. Hai să vedem celelalte pagini.
Cea de-a doua pagină, Selected Work. La fel, avem o galerie foto simplă cu câteva elemente. Ca și regulă generală, v-aș recomanda să lăsați acasă ca și home, deși se poate redenumi. Sau, uite, să zicem, servicii oferite. Observați că și în meniu s-a schimbat titlul. Pot să adaug din nou orice fel de elemente doresc, inclusiv elemente de text. Pur și simplu o căsuță de text cu anumită formatare. Cu un text pe care îl voi pune eu. Bun. Evident, imagine cu imagine vor trebui înlocuite toate aceste poze. Dacă aveți propria galerie foto cu produsele sau serviciile pe care le oferiți, le puteți înlocui, le puteți adăuga aici. Lucru pe care ar trebui să-l puteți face prin drag and drop. Observați că avem și un video aici. La fel, fiți atenți ce videoclipuri integrați în site-ul vostru. Vorbeam de copyright atunci când vorbeam de imagini. Ca și regulă generală, toate clipurile care sunt publice pe YouTube pot fi integrate printr-un cod de embed în paginile voastre, fără a fi probleme de copyright, pentru că se vede clar că e de pe YouTube și atunci problema copyright-ului este asigurată. Nu același lucru se întâmplă, bineînțeles, la imagini, după cum spuneam eu. Puteți să aveți însă propriile voastre poze, le putem șterge de aici și le putem adăuga prin drag and drop, dacă doresc aici, sau de pe internet. Le pot crea categorii, de exemplu, pot să zic galerie foto 1, galerie foto 2, în fiecare dintre ele pun propriile imagini și atunci le pot utiliza toate imaginile din acea galerie foto ca să îmi fac această secțiune. Nu voi face însă acest lucru pentru că sper că este destul de clar pentru toată lumea. Ăsta este textul pe care l-am adăugat și spuneam că îl putem modifica absolut cum dorim noi, la edit, nu la design, și pot să-i schimb textul. Citat lorem ipsum, ce doriți voi. Se poate adăuga sau înlocui textul cu media sau se pot adăuga butoane, cum ar fi un read more, dacă este cazul, care mă duce la o altă pagină. Complicăm însă un pic lucrurile, să revenim la structura simplă pe care am menționat-o încă de la început și anume la acest schelet de 3 pagini, pagina de acasă, de bun venit, home, pagina de portofoliu, servicii oferite, cum doriți să-i spuneți, respectiv pagina de contact. Haideți să vedem și ultima pagină, cea de contact, unde avem câteva informații, număr de telefon, adresa de e-mail pe care o puteți schimba, adresa fizică, dacă este cazul, că poate nu aveți un sediu unde să primiți clienți sau potențial clienți și atunci veți ascunde acea secțiune. Dacă doriți hartă, hai să vedem, observați, vă rog, ce ușor am putut schimba. Pot, de exemplu, să văd probabil dacă aș pune o adresă mai precisă, mi-ar poziționa-o mai bine. Hai să vedem. Știu că nu sunteți, adică nu sunteți toți de la Politehnică sau toți de la facultățile de electro, dar, de exemplu, dacă pun o adresă mai exactă, ar trebui să mi-o poziționeze mai precis. Da? Biblioteca este aici și cele 3 facultăți de la electro. Puneți o altă adresă, vă pune acolo. Și avem acest formular de contact. La ce este util un formular de contact? Poate că cineva dorește să vă trimită un mesaj fără a-și expune neapărat detalii. Evident, adresa de e-mail trebuie să-și introducă, dar un număr de telefon e opțional, conturile de social media, etc. Poate că dorește doar să afle mai multe informații. Adresa de e-mail este important să fie introdusă pentru că pe acea adresă vor primi
răspuns la întrebările pe care ei le adresează. Observați aici, se pot, ăsta e obligatoriu, se poate particulariza acest formular prin adăugarea sau ștergerea câmpurilor care deja există. Submit înseamnă, uite, punem trimite. Ok. Cam atât. Hai să vedem. Avem posibilitatea de a utiliza adresa de domeniul pe care ni-l pune la dispoziție Wix. Și o să revin asupra acestei discuții, că este o discuție un pic mai avansată. Și ziceam, atenție, nu se poate folosi spațiu. În acest moment, la acest site, ar trebui să pot vedea la această adresă, la acest URL, voi putea vedea site-ul pe care l-am construit eu acum. Și voi, dacă sunteți curioși, vă pun în chat acest link. Poate cineva să-mi confirme că vedeți ceea ce vă partajez eu acum? Se vede. Site-ul e live, e funcțional. N-am mai tradus în română toate aceste câmpuri, dar înțelegeți voi ideea. Și gata. Cu tot cu explicații, cât a durat? 30 de minute, 35, ceva de genul. Bineînțeles. Întrebau studenții dacă pot să-și fac site-ul pe care l-au ca și temă în Wix. Da, păi asta e și ideea. De-aia speram să puteți lucra împreună cu mine ca să începeți să faceți. Deci, cerința este să aveți un site de prezentare pentru afacerea voastră. Adică ce am făcut eu acum e un exercițiu didactic. V-am arătat cum se face și, repet, înregistrarea acestei întâlniri va fi... Care înregistrare? Am pornit? Da, n-am pornit înregistrarea, nu? Ba, am pornit, scuze. Am avut un moment de panică. Deci, înregistrarea va fi disponibilă în curs. Și o să puteți să urmăriți. Și spuneam că voi face și acel ghid, acel checklist, ca să știți. Vă faceți cont pe Wix, intrați acolo să creați un nou site. Elementele principale, nu o să fac pas cu pas, cum v-am arătat acum. Dar ideea este că cerința în cadrul proiectului Start-up-T este să aveți acel site cu cel puțin 3 pagini pentru afacerea voastră. Acum, în cazul în care deja aveți un site și îndeplinește aceste condiții minime, adică aveți 3 pagini, e suficient. Ni-l puteți prezenta atunci când o să avem acea întâlnire 1-1 și spuneți, ăsta este site-ul afacerii mele. E bifată cerința, ne uităm peste el, primiți sfaturi de cum poate fi îmbunătățit sau da, e perfect, nu mai faceți nimic la el. E cerința îndeplinită. Dacă cumva nu aveți încă site-ul făcut, poate cea mai simplă posibilitate este să-l faceți în Wix. Acum, nu este un URL foarte frumos. Da? E pe wixsite.com, e numele ăsta de utilizator care l-am creat eu, e numele care l-am adăugat, nu e chiar cu minte. Dar hai să terminăm întâi discuția pe site și apoi o să avem discuții un pic mai avansate despre cum îl puteți îmbunătăți, ce mai puteți adăuga și chestiuni gen numele de domeniu sau posibilitatea de a vă crea site-ul în altceva și apoi găzdui sau folosiți WordPress sau alte soluții asemănătoare. Wix însă este foarte la îndemână, ați văzut că e foarte rapid și este suficient. Deci pentru raportarea asta pe proiect pe care o veți face, este suficient site-ul în Wix. Pentru afacerea voastră este o jumătate de prim pas. Da? Noi vă recomandăm să depășiți acest prim pas, să mergeți un pic mai mult, pentru că încă nici nu am discutat despre Search Engine Optimization, adică cum să se regăsească site-ul pe care l-ați făcut voi în rezultatele căutării de la Google, cum să vă adăugați, știu eu, Analytics, ca să puteți să vedeți traficul pe care site-ul vostru îl generează, de unde vine, dacă sunt utilizatori de pe mobil, etc. Deci toate aceste lucruri complică, bineînțeles, un pic toată treaba asta de gestiune a site-ului, dar pentru un punct de plecare foarte rapid, Wix-ul este suficient.
Mulțumesc, Roxana, și încă o dată, după cum spuneam, orice fel de întrebări aveți pe ceea ce discutăm, opriți-mă. Bine? Deci, audio, verbal, puteți să-mi adresați aceste întrebări. În linii foarte mari, după cum ziceam, cel puțin pentru această cerință, asta e tot ce trebuie să faceți. Intrați pe Wix, vă faceți cont și vă construiți un site. Și aveți toate aceste unelte la dispoziție pentru a vă crea foarte simplu site-ul meu. Inclusiv tot felul de prompturi, gen să-mi adaug propriile mele conturi de social media, pot să adaug un mesaj Lightbox, adică Lightbox este acel mesaj care apare peste site, mi-apare, site-ul se estompează în spate și fereastra nou deschisă mi-afișează un mesaj, o imagine, un clip video. Pot să adaug un astfel de mesaj. În ultima vreme nu mai este chiar atât de des folosit, dar voi știți dacă vi se pare sau nu util. Încă o dată, am creat acest site cu 3 pagini. Foarte simplu. Hai să-l și redenumim. Ce ați mai putea face voi? Hai să vedem dacă s-a modificat și pe live. Încă nu, pentru că noi am dat publish. După ce îi dau publish, ar trebui să apară acasă, în loc de home. Da? În meniu. Bun. În primul rând, puteți să adăugați mai multe pagini dacă este nevoie. Aveți deja câteva exemple. Avem pagina de primire acasă, care trebuie să fie atrăgătoare, dar în același timp să nu fie cu prea multe informații. Da? Pentru că vrem ca să atragem atenția și să arătăm ceea ce oferim noi cu afacerea noastră, dar poate să fie un pic copleșitor dacă sunt prea multe informații chiar pe prima pagină. Există site-uri care întregul site este de fapt mai multe pagini una sub alta, accesibile prin scroll sau prin meniu. Personal nu sunt un fan al acelor site-uri, dar în funcție de preferințe, bineînțeles, se poate alege. Nu știu dacă în Wix se poate face acest lucru. Aici, de la început, mi s-a oferit posibilitatea de a folosi pagini complet separate. Ok, avem servicii oferite. În loc de această galerie de imagini, aș putea să redenumesc pagina în portofoliu, cum am vrut inițial, și să adaug o altă pagină separată de servicii oferite sau produse și să pun imagini reprezentative și pot inclusiv o serie de prețuri, poate. Acum depinde de specificul afacerii pe care o lansați acum. Poate că doriți să afișați acele prețuri, poate că vreți ca potențialii clienți să vă contacteze pentru a primi o ofertă personalizată. De obicei, la început, mă gândesc că afișarea prețurilor este o practică mai bună decât a nu le afișa, dar asta intră deja și pe partea de marketing. Scopul meu astăzi este să vă arăt tehnic cum se poate construi foarte rapid un site și mai departe mai încercați și voi diferite variante. Sau uitați-vă în primul rând la alte site-uri, în special la potențialii voștri competitori. Dacă lansați o afacere de web design, vedeți ce site-uri au alți designeri, ce oferte, ce servicii oferă și poate și prețurile, dacă le afișează sau nu le afișează. Deci toate lucrurile astea țin de o strategie de dezvoltare a afacerii. Voi sunteți acum la început, nu veți avea atât de mult timp să dedicați realizării site-ului, dar este un pas important și oarecum necesar, dincolo de acele conturi de social media pe care le menționam anterior. Dacă aveți întrebări legate de construirea aceasta a site-ului în Wix în acest moment, vă rog să mă întrebați, mai bine iau și o gură de apă. Pe site-ul pxhere.com, acolo spuneați că imaginele sunt libere și pentru licență comercială, nu? Pexels, de asta? Nu, pxhere.com. Nu, v-am arătat două site-uri. Pexels.com și Pixabay. Astea sunt site-urile pe care vi le pot recomanda așa on the top of my head, adică care le-am la îndemână și le folosesc și eu când am nevoie de imagini fără drepturi de autor.
Puteți să căutați, cum v-am zis, și pe Google, puteți să găsiți alte astfel de site-uri. De exemplu, printre primele site-uri care ofereau astfel de filtrare era platforma de sharing de imagini Flickr. Hai să vedem dacă mai funcționează. Știu că într-o vreme fuseseră cumpărați de Yahoo. Da, GDPR. E bine că avem butonul de reject all. Bun, și căutăm flower. Hai să zicem arrangements. Mergem pe exemplu. Un pic mai... Așa. Nu există flower arrangements? Nu căutam ce trebuie. Ok. Și am aici la fel, filtrarea după licență. Acum, commercial use allowed este ceea ce vă interesează pe voi. Scuze. Dacă nu foloseați aceste imagini pentru site-urile voastre comerciale, Creative Commons, a fost amintit și de colega mea Diana, cred că în prima întâlnire, este un model de licență foarte util care permite reutilizarea multor informații. Găsiți mult mai multe resurse, poze, de exemplu, cu acest tip de licență, Creative Commons, decât cu licență de utilizare comercială, care e practic niciun fel de licență. Dar, repet, pe site-urile voastre trebuie să folosiți acest commercial use și toate pozele pe care le vedeți, teoretic, ar trebui să se conformeze acestei licențe. Dar, pentru siguranță, mai uitați-vă și la Some Rights Reserved, ca să vedeți ce presupune. Attribution generic. Deci este, de fapt, o cerință prin care se zice, da, folosești poza mea, dar arată că eu am făcut-o și trimite link către locul de unde ai luat-o. Deci nu este chiar lipsit complet de restricții, să spunem așa, da? De-aia e bine să verificați toate aceste informații. În mod ideal ar trebui să nu trebuiască să pun acel link, pentru că va arăta destul de ciudat site-ul meu, galeria mea foto cu informațiile alea. Și atunci folosiți Pixabay și Pexels pe care vi le-am arătat ca să găsiți imagini chiar royalty free. Ok? Alte întrebări, vă rog, dacă aveți, înainte de a merge mai departe. Aș face o mică paranteză, nu mai mult de 3-5 minute maxim, în care să vă prezint un caz un pic mai particular, în care să zicem că găsiți o imagine sau chiar o imagine de voastră pe care însă doriți să o ajustați un pic. Acum, Pexels, ați văzut, Wix. Wix ne oferă posibilitatea de a aplica niște filtre, de a mai modifica un pic imaginea, de a o decupa anumite elemente din astea de bază. Dar poate că doriți să faceți niște prelucrări un pic mai avansate. Acum, după cum probabil bine știți, soluția recomandată cea mai la îndemână este Photoshop, însă acel soft vândut de Adobe are o licență comercială destul de scumpă și atunci există alternative gratuite, utilizabile în browser, pe care nu trebuie să le plătiți, nu trebuie să le descărcați și să le instalați, ci le folosiți direct în browser. Mă rog, evident că avem reclame, pentru că trebuie și ei să-și mențină site-ul. Și avem posibilitatea de a crea, uite, un Facebook event. E vorba numai de dimensiunile pozei. Bine că am apăsat greșit. Și am o interfață foarte asemănătoare cu Photoshop, aceia dintre voi care au lucrat în Photoshop vor recunoaște aceste imagini, aceste pictograme și structura de, știu eu, partea de layere, de exemplu. Straturile aici sunt. Pot să adaug oricâte straturi doresc și să le modific. Bun, am plecat de la un template, dar pot la fel de bine să deschid o imagine pe care am realizat-o eu, salvată local sau descoperit online, și apoi să desenez peste ea, să-i modific opacitatea, să o rotesc, să o decupez, după cum spuneam, să-i aplic filtre, inclusiv partea de filtre, de estompare, blur, de pixelare, de
toate aceste elemente pe care le aveți. Bun, asta presupune niște cunoștințe și abilități un pic mai avansate, dar ce vreau eu să subliniez aici este că mare parte din lucrurile pe care e posibil să aveți nevoie să le faceți pentru site, cum ar fi această pregătire a imaginilor, se poate face, în primul rând, gratuit, cu un pic de cunoștințe care se dobândesc destul de repede, cu un pic de timp și, iarăși important, fără să necesite descărcarea unui soft, instalarea lui locală, pur și simplu intrați pe un anumit, pe o anumită adresă și lucrați. Photopea este un exemplu, pixlr.com este un alt exemplu și am văzut recent o știre că inclusiv cei de la Adobe vor lansa în curând o versiune online gratuită a Photoshop-ului, la fel cu posibilități limitate. Avem design grafic, editor foto și la fel pot să deschid o imagine existentă sau pot să creez o imagine nouă. La fel, aceleași unelte asemănătoare ca în Photoshop, straturile pe care le pot suprapune, modificarea lor, etc. Închid paranteza. La editare video nu m-aș băga, aia este deja chiar un pic peste ce aveți voi deocamdată nevoie. Dacă însă, după cum ziceam, găsiți un videoclip relevant la ce faceți voi, acum ce să zic, ideal ar fi să fie făcut de voi și să vă promovați voi lucrul vostru. De la caz la caz însă e posibil să puteți folosi un clip care există deja făcut de altcineva și să-l integrați în site-ul vostru. Ar trebui să se facă totul foarte simplu. Bun, ultima strigare, dacă sunt întrebări legate de cum se creează în Wix paginile. Bun, dacă nu sunt întrebări, hai să mergem un pic mai avansat. În primul rând, am menționat, înainte să vorbim de SEO, hai să vorbim de domeniu. Am zis așa, URL-ul ăsta, adică adresa asta de site, nu arată foarte frumos, evident. Și atunci există, aveți la dispoziție, inclusiv din Wix, posibilitatea să vă introduceți, să vă configurați un nume de domeniu la alegerea voastră. Acum, lucrurile se complică aici un pic, pentru că aceste domenii, aceste adrese, trebuie rezervate, cumpărate, utilizând diverse servicii. Acum, majoritatea site-urilor care oferă găzduire, ceea ce dacă facem site-ul în Wix nu ne ajută, oferă posibilitatea, intermediază cumpărarea domeniilor. Dacă însă doriți să cumpărați voi singuri, puteți intra pe site-ul rotld.ro, Romanian Top Level Domain. Este organismul oficial pentru România care vinde domenii.ro. În primul rând, trebuie să vedeți dacă domeniul pe care, la care v-ați gândit și pe care v-ar plăcea să îl cumpărați este deja cumpărat, pentru că nu se poate refolosi un domeniu existent. Fiecare nume de domeniu trebuie să fie unic, la fel ca și adresele IP. Hai să vedem dacă aranjamenteflorale.ro există. Eu zic că da, dar hai să vedem. Bineînțeles, ca să nu se facă verificări automate, apare acel CAPTCHA. Doar acum 4 ani a fost cumpărat. Și expiră în septembrie. Păi pot să stau cu ochii pe el și dacă am răbdare până atunci, îl pot cumpăra poate atunci. Nu mai pot să văd cine l-a cumpărat, să-i fac o ofertă să mi-l vândă mie. Se putea mai demult. Însă răspunsul cel mai simplu este că va trebui să caut un alt nume de domeniu. Și tot așa până găsesc un nume util. Hai să zicem că voi căuta aranjamente florale 2022. Nu vă recomand chestia asta, nu-i ca la adresele de e-mail. E contraindicat un nume prea complicat sau greu de ținut minte, dar uite, domeniul ăsta nu există. Aș putea să-l cumpăr. Îi spun că doresc aranjamente florale 2022. Vreau să-l cumpăr pe 5 ani în avans, să zicem. Și îl pot, atâta mă costă, 60 de euro pe 5 ani.
Bineînțeles, trebuie să mă autentific, să-mi adaug datele, să-l achit, să-l plătesc, dar pot să fac lucrul ăsta. Din momentul în care l-am făcut, veți avea un cod fiscal, puteți să-l cumpărați pe firmă, puteți să-l decontați. Din momentul în care îl veți avea, în momentul în care reveniți la Wix, acest URL îl veți putea înlocui prin intermediul acestui buton, Connect Your Domain. Da? Atenție însă, cu varianta gratuită de Wix, nu puteți să faceți asta. Și dacă vreți să mergeți în continuare tot pe Wix.com, va trebui să plătiți varianta cea mai simplă, este 5,50 euro pe lună doar pentru a vă conecta domeniul. Pentru că există alte premii care includ conectarea domeniului și care costă un pic mai mult. Da? Deci, dintre ofertele gratuite, sau mă rog, serviciile gratuite oferite de Wix.com, schimbarea domeniului nu face parte. Construirea site-ului însă este, după cum ziceam, foarte simplă și pentru îndeplinirea cerinței din acest proiect este suficient. Vă puteți cumpăra un domeniu prin intermediul Wix, la fel, dacă spun conectează domeniul și cumpără. Mă duce tot aici. Ok. Poate că în acest abonament este inclus serviciul de intermediere de cumpărare domeniului. Atenție, nu știu dacă ați putea să cumpărați un domeniu .ro de pe Wix.com, fiind un site internațional. Veți putea însă cu siguranță cumpăra domenii .com, poate și .eu. Aranjamenteflorale2022.com sau orice altceva doriți voi. Verificați însă în primă fază că este disponibil acel domeniu. Ok. Dacă apelați la servicii de hosting, lucrurile se schimbă, nu aveți interfața asta atât de simplă de crearea site-ului, însă puteți la un pachet integrat să plătiți de la, nu știu, 2 euro pe lună, găzduirea, numele de domeniu se plătește separat, dar ăla îl plătiți 12 euro pe an, nu mai mult. Însă ei intermediază, verifică dacă e disponibil și atunci voi plătiți la acea firmă de hosting și ei fac mai departe cumpărarea domeniului și vă transferă apartenența, ownership-ul vouă. Însă acolo trebuie să vă construiți site-ul utilizând WordPress sau alte unelte și atunci nu cred că apucăm să discutăm pe larg acel lucru. Deci deocamdată site-ul meu arată așa. Și cu varianta gratuită de Wix va trebui să mă mulțumesc cu numele ăsta de domeniu. Ok, ce mai putem face? Avem un alt, asta e interfața de editare, acel ADI, interfața pentru cei care nu sunt experimentați. Am însă și o interfață de tip dashboard, unde pot să, de exemplu, să-mi gestionez abonamentele, dacă doresc să plătesc, anumite informații și ajungem imediat și la partea de SEO, pe care o să o discutăm imediat. Observați însă că anumite elemente de analiză a traficului îmi sunt disponibile sau îmi vor fi disponibile în momentul în care voi avea vizitatori, lucru care nu se va întâmpla cu siguranță. Dar am o mulțime de unelte, inclusiv, știu eu, o verificare a optimizării site-ului meu, cât de ușor se accesează, se încarcă, etc. Ce nu am făcut este vizualizarea în pagini web, pe terminale mobile, lucru foarte important în ziua de azi, care însă este oarecum implicit asigurat de către Wix până se încarcă cealaltă pagină. Dacă revin aici și mă uit pe... mai să vedem unde era... Aici. Dacă aș deschide de pe telefonul mobil site-ul meu, el ar arăta așa. Observați că galeria foto se mulează automat pe un ecran mai mic. No, și nu mă lasă să... No, numai pagina asta ne arată. Nu simulează interacțiunea, dat click pe el.
Era interesant dacă se făcea lucrul ăsta. Dacă vreau să văd altă pagină, bineînțeles, trebuie să merg pe cealaltă pagină. Uite, acasă, cum arată. Și pot să ajustez. De exemplu, aici nu e chiar lizibil textul alb pe imaginea mea care are mult alb. Și atunci voi putea să ajustez textul, să-i pun un fundal, etc. Sau cum arată formularul de contact, respectiv imaginea pe hartă pe telefonul mobil. Pot să văd și lucrul ăsta. Bun, hai să vedem de SEO, că este destul de important. Văd că benchmark-ul ăsta durează mai mult de 10 secunde, cât zic ei, sau poate trebuia să rămână aici. SEO, sau Search Engine Optimization, este o operațiune foarte importantă și în același timp nu foarte simplă, prin care site-ul pe care voi l-ați dezvoltat, vi l-ați construit, este potrivit, este optimizat pentru a fi indexat de către motoarele de căutare, adică luat în evidență, și în momentul în care cineva caută pe Google, Bing, orice motor, DuckDuckGo, caută aranjamente florale, să apară acest site printre primele rezultate. Și este aici o luptă acerbă între toate site-urile din lume, care toate dintre ele sunt în competiție pentru acea primă pagină a rezultatelor de la Google. Și există anumite lucruri pe care le puteți face și voi pentru a vă optimiza site-urile, astfel încât ele să fie cât mai vizibile. Și nu mai am răbdare să văd analiza, hai să mergem la SEO. Avem la dispoziție în Wix o serie de unelte, cum este acest Get Found on Google. Nu aș face asta, vă las pe voi să descoperiți. Câteva setări generale de Search Engine Optimization, care presupun, pe de o parte, faptul că las motoarele de căutare să-mi indexeze site-ul. Pot să adaug o imagine, știu eu, cu flori, astfel încât în rezultatele de la Google acea imagine să-mi apară lângă textul site-ului meu. La fel, ca și prima pagină, trebuie să fie cât mai atrăgătoare. Partea de text, sitemaps. Sitemaps este un fișier simplu care conține, după cum îi spune și numele, o hartă a site-ului, adică toate paginile și subpaginile existente. Nu este atât de util la un site cu 3 pagini simple, dar la site-uri complexe lucrurile astea s-ar putea să fie utile. Hai să vedem ce mi arată Adi în editorul ăsta, în ceea ce privește sitemap-ul. Ok, și... Nu văd sitemap. Bine, reotl2 nu ne mai ajută, ăsta e site-ul live. Unde vreau eu să ajung este un pic altundeva, aici, SEO settings, ăsta ar trebui să fie. La început, elementele de bază ce țineau de SEO presupuneau, pe de o parte, niște descrieri ale site-ului meu, care de fapt nici măcar nu apăreau în pagină afișate, dar ele existau, spuneam că ne putem uita la codul sursă, ele existau în pagină, în acest cod, și puteau fi ușor găsite de către motoarele de căutare, astfel încât să știe despre ce e vorba în site-ul meu, fără să fie nevoie să se uite la poze și să ghicească ce e în poză, sau să încearcă să ghicească din text care sunt cuvintele cheie. Definiam eu, practic, descrierea site-ului și cuvintele cheie pe care le puneam acolo. Acest meta description este acea descriere a site-ului în română. Cumpărați aranjamente florale deosebite la un preț competitiv. Da? Pot să pun această descriere aici. URL-ul paginii mi-o va pune automat. Titlul îl avem, descrierea o adăugăm și cuvintele cheie... Unde apar cuvintele cheie, că nu le văd. Se pot adăuga taguri. Asta este ideea. Ia să văd.
vă las pe voi să mai citiți și să căutați, pentru că, după cum ziceam, nu este chiar atât de simplu. Adică aveți toate aceste informații la dispoziție. SEO însă este un... Există firme specializate care asta fac, consultanță pentru site-uri, deci nici măcar nu fac dezvoltare, ci doar sunt plătiți ca să spună dezvoltatorului sau clientului ce ar putea face pentru a-și îmbunătăți prestanța în rezultatele de căutare. Este important, cum ziceam, însă și atunci măcar această descriere simplă și câteva elemente de bază pe care le adăugați, inclusiv faptul că lăsați motoarele de căutare să indexeze site-ul, deja este un pas înainte în această optimizare. Și repet, încă o dată, este important alături de faptul că site-ul vostru este optimizat pentru mobile. Lucrurile astea Wix-ul le face în mod automat însă. Nu știu dacă mai este ceva de zis pe partea asta. Sunt multe lucruri pe care le puteți face din dashboard-ul ăsta de Wix, cu mențiunea că dacă faceți site-ul doar ca să bifați și aveți în perspectivă, aveți în vedere ideea ca în perspectivă să vă dezvoltați un site propriu-zis al afacerii voastre, nu știu dacă are rost să investiți atât de mult efort în construirea site-ului în Wix, dacă nu treceți la un plan plătit de Wix care să vă permită propriul vostru nume de domeniu și toate celelalte setări avansate pe care vi le pune la dispoziție însă contra cost. Da? Dacă vreți să alegeți o altă variantă, va trebui să nu folosiți neapărat Wix-ul. Deci este foarte rapid, e foarte ușor și pentru această primă fază este destul, însă dacă în perspectivă vreți să vă dezvoltați mai mult site-ul, nu știu dacă neapărat veți merge pe această soluție, pentru că soluții sunt foarte multe. De la acel hire a developer, hire a web professional, pe care inclusiv Wix-ul vi-l pune la dispoziție, până la a găsi o mică firmă, o cunoștință care se ocupă, care poate să facă lucrul ăsta. În linii mari, ceea ce trebuie să faceți voi în Wix ca să vă construiți site-ul, a fost prezentat. Vă rog să-mi spuneți acum, pentru că ne apropiem de finalul discuției legate de Wix, dacă aveți întrebări, neclarități. Știți dacă și găzduiesc site-ul dacă îți alegi abonamentul? Cu siguranță, păi ei îl găzduiesc și acum, gratis. Adică site-ul ăsta nu există la mine în browser, ci există pe serverele lor. Deci nu mai îți trebuie server. Nu. Deci site-ul pe care l-am făcut eu acum și pe care voi mi-ați confirmat că îl puteți accesa, e căzduit, există. Dacă l-aș optimiza, ar fi găsit chiar și de Google. Eu l-am făcut ca și un exercițiu și o să vă arăt imediat cum îl pot șterge sau cum pot adăuga altele, dar nu e neapărat util. Voi puteți să mergeți pe această soluție, inclusiv soluția gratuită, doar că, repet, nu dă chiar bine să aveți un astfel de URL și atunci deja de la numele de domeniu trebuie să vă gândiți la alte variante sau la varianta plătită. Okay? Primul punct, ca pasul 0 să faceți acest site și el să fie disponibil, e foarte ok. E punctul de plecare ideal. Ați văzut cât de repede și de ușor se face. Mai departe, trebuie să mai săpați, să mai căutați sau să găsiți pe cineva care să vă ajute să facă lucrul ăsta. Ok? Da, am înțeles. Mulțumesc. Plăcere. Bun. Deci asta este, zic eu, cea mai simplă, rapidă și la îndemână soluție de a vă realiza în cadrul proiectului Start2PT, cerința de realizarea unui site cu minim 3 pagini web. Spuneam că aș dori să încheiem discuția legată de Wix și vreau să închei lucrul ăsta prin gestiunea site-urilor pe care mi le voi gestiona de aici. Deci din meniul de My Sites, voi putea vedea toate site-urile pe care mi le-am creat pe Wix. Am și ofertă de 50%, ei.
Și am site-ul meu aici, pe care pot ulterior să îl redenumesc, să-l editez, să continui să-l îmbunătățesc fără niciun fel de probleme. Da? Dar, pentru că spuneam că acest site este unul doar de exemplu, eu îl voi șterge. Pot să-l duplic, de exemplu, dacă vreau să lucrez la o copie ca să-l îmbunătățesc, dar să rămână site-ul inițial. Pot să mi le aranjez pe foldere, dacă e cazul să am mai multe, să transfer ownership-ul, adică apartenența, permisiunile, să spun că l-am făcut pentru un client și acum l-am vândut și de acum îl gestionează clientul, sau pot colabora mai mulți oameni în același timp, etc. Sunt o mulțime de facilități pe care le puteți descoperi. Eu vreau să vă arăt însă doar că printr-un click l-am mutat în coșul de gunoi, unde temporar mai este disponibil, nu știu să vă spun cât de temporar, însă eu îl voi șterge complet, pentru că inclusiv contul pe care l-am creat acum a fost de test și îl voi șterge la un moment dat pentru a nu primi prea mult spam. Acesta este Wix.com. Vă rog să-mi spuneți ultima strigare la întrebări legate de Wix, dacă doriți să vorbim ceva. Bun. Consider atunci că nu e nevoie. Am văzut că o parte dintre voi au cel puțin un pic de experiență cu WordPress. Există posibilitatea ca pe WordPress.com să vă faceți un cont. Hai să vedem planuri și prețuri. Care pleacă de la $5 pe lună. Este și gratuit. A, nu, gratuit sunt doar 14 zile. Eram curios dacă au... Au inclusiv o versiune complet gratuită, la fel ca și pe Wix. Știu că într-o vreme era. Dacă nu, pe Blogger, știu că vă puteți face un blog gratis. Însă, dacă utilizați WordPress, iar Bloggerul, cred că în spate, WordPress are, va trebui să... Îmi cer scuze un pic. Da, nu am. Nu am telefonul, nu mai îmi bat cap atunci. Vă puteți face un cont și vă puteți construi acolo. Însă aveți la dispoziție unelte mai puțin intuitive, în special pe partea de grafică, față de Wix. La fel, un WordPress, dacă îl instalați, aveți template-uri, o mulțime de plugin-uri la dispoziție, nu degeaba este cel mai popular, doar că va trebui să aveți partea de găzduire cumva asigurată. Și atunci, Bloggerul este un exemplu prin care aveți găzduirea, dar la fel, numele de domeniu nu va fi ales de voi. Sau, dacă vreți pachetul complet, puteți să mergeți să căutați web hosting, găzduire web. Veți găsi firme inclusiv din România cu care puteți discuta la nivel de persoană juridică după ce vă înființați firma. Faceți un contract cu ei, ei vă oferă găzduire și în acele interfețe cPanel de obicei de gestiune puteți foarte ușor printr-un click să vă instalați WordPress-ul și apoi prin configurare ușoară să vă căutați o interfață grafică, să vă adăugați pagini unelte, însă probabil că nu va fi la fel de simplu ca în Wix. Acesta este și motivul pentru care am ales să vă arătăm această soluție prima oară. Există însă o mai mare flexibilitate și, zic eu, gama de unelte pe care le puteți utiliza în WordPress este mai mare față de Wix, cu limitări mai mici. Doar că trebuie să depuneți mai mult efort, iar voi, ca și antreprenori la început, cu cunoștințe minime de gestiune a platformelor web, probabil că, cel puțin în prima fază, veți alege soluția cea mai simplă. Pe măsură ce afacerea voastră va crește și veți avea clienți din ce în ce mai mulți, veți lua în calcul inclusiv angajarea unei firme care să se ocupe de dezvoltare, de gestiune, de optimizarea SEO și de toate celelalte elemente pe care vi le-am enumerat eu anterior. Dar e loc de creștere. E bine însă să aveți măcar cunoștințele de bază în momentul în care aveți de-a face cu aceste site-uri, aceste platforme online, pentru că măcar
veți ști că ceea ce vă oferă firma respectivă nu sunt baliverne sau nu sunt la o valoare cerută mult mai mare. Bun. Aș discuta atunci un pic și despre HTML. Înainte de asta, hai să vorbim un pic de Wix. Ziceam că am terminat, dar nu o să intru pe Wix.com, ci există o mulțime, vreo 8.640.000 de rezultate în momentul în care am căutat pe Google Wix Tutorial și puteți găsi, pornind de la site-ul lor oficial, care vă oferă deja câteva puncte de plecare, toate informațiile necesare, dincolo de ce v-am arătat eu. Da, eu v-am arătat așa un crash course, o introducere foarte abruptă în ceea ce știe să facă. Ați văzut că nu este foarte complicat, trebuie doar să fiți un pic atent și să citiți acele help-uri care vă afișează. Uite, cum să folosiți header și footere, cum să vă adăugați clipuri video, aceste anchors se referă la link-uri în aceeași pagină, tot felul de lightbox, pop-up și toate celelalte informații. Le găsiți aici, clipuri video, dacă preferați să ascultați, de obicei în limba engleză, etc. Dincolo de cele 10 pe care vi le oferă Wix, aveți celelalte 8.640.000 de rezultate pe care le puteți găsi. Poate găsiți unul mai potrivit pentru ce vreți voi să faceți. Ce trebuie însă să investiți este un pic de timp. Ceea ce voi ca și antreprenori în devenire nu știu cât de mult aveți. Pe de altă parte, sunteți și studenți, deci aveți și alte obligații la nivel personal, însă, tocmai pentru că sunteți studenți, poate sunteți și mai dispuși să învățați lucruri noi. În momentul în care afacerea voastră va crește suficient de mult să aveți un departament de marketing, de management, veți avea alți oameni care să se ocupe. La început, însă, acum va trebui să depuneți un pic de efort și voi. Hai să vorbim despre HTML. Pentru că ziceam la început că e bine să aveți câteva cunoștințe de bază. Vă recomand acest site, w3schools.com, unde veți găsi o mulțime de tutoriale, începând cu HTML, dar nu numai, unde veți putea să vă faceți o idee fiecare dintre aceste limbaje de programare. HTML este impropriu zis limbaj de programare, este un limbaj de marcare, dar avem acest tutorial în care pas cu pas se explică toate elementele. Mai mult decât atât, nu aveți nevoie de niciun fel de unelte descărcate, nici măcar de un editor de text, cum este Notepad-ul, ci direct în browser puteți să faceți exemplele acestea, să le puneți în aplicare, le puteți vedea exemple și puteți face exerciții. Hai să vedem un simplu exemplu. Avem acest editor în browser în care punem aici titlul paginii, nu este afișat, zicem this is a heading, zicem acesta e un titlu de capitol, să zicem. Și dau click pe run și pot să văd ce efect are acest cod. Da, sau în loc de tagul H1, care este cel mai mare heading, pot să pun un H3 care este mult mai mic. Da, dacă doresc să adaug culoare, deși asta ține de un alt element, nu ține de HTML, ci ține de CSS, de stilizare, dar, ca să vă fac un mic preview, pot să fac destul de ușor textul de anumite culoare. Sau dacă vreau ca paragraful acesta să fie evidențiat, adică italic, dacă facem referire la Word, care vă este destul de familiarizat, s-a italizat textul. Deci paginile web pe care le-am văzut până acum și le-ați văzut întotdeauna au acest cod în spate pe care un dezvoltator l-a bibilit, l-a dezvoltat, l-a scris copy-paste, mai sunt programe automate de completare, dar ideea este că a fost curatorizat acest cod de către cineva de cele mai multe ori. Inclusiv Wix-ul, ceea ce se salvează pe site, reprezintă acest cod. Revenind la tutorial,
Avem o introducere pe care puteți să vedeți elementele principale. Orice document HTML începe cu tagul HTML, se termină cu tagul HTML. Are două secțiuni principale, partea de head care nu se afișează în pagină, respectiv partea de body. În partea de head se definește titlul paginii. În exemplul meu, titlul nu se afișează, pentru că e un simulator, dar în această pagină există undeva în cod definit titlul paginii, care este Introduction to HTML. Deci ăsta este titlul afișat. Favicon-ul, pictograma asta mică, este din nou o... hai să văd dacă apare pe undeva prin elementele de aici, favicon-ul. Uite-l aici. Cum se adaugă favicon-ul ăsta? Cu această linie de cod. În care la acest parametru, href, reference, trebuie să dau calea către imagine. Trebuie să am acest favicon deja undeva salvat pe server sau undeva online și cu această linie de cod unde îi voi trece eu calea corectă, automat când salvez pagina mea îmi va afișa în browser aici favicon-ul dorit de mine. Și așa mai departe, tabele. Cum se creează tabele în pagini, cum se... partea de documente pe care am menționat anterior. Repet, nu aș face neapărat acum un tutorial de HTML. Vă las pe voi să descoperiți, nu este singurul, este printre cele mai simple de simplu de urmat tutoriale și destul de complete. De asta vi-l arăt pe cel de la W3 School. Sunt multe alte tutoriale pe care le puteți folosi ca să intrați în programare pe o anumită direcție, elementele de bază. Dar nu ăsta e scopul întâlnirii, nu ăsta este scopul proiectului. De ce vă menționez HTML-ul? Pentru că dacă vă uitați la cerința de site, se spune acolo că trebuie să realizați un site pentru proiectul vostru, care să conțină minim 3 pagini și să-l realizați în, și aveți acolo exemple, Wix.com, WordPress și HTML. Deci există inclusiv posibilitatea ca, dacă în perspectivă deja v-ați gândit că doriți să realizați un site web mai complex, poate cu ajutorul cuiva, poate cu ajutorul unei firme, unui profesionist, ceea ce e foarte ok, dar nu în acest moment, pentru că sunteți încă la început, poate nu aveți fondurile sau nu aveți timpul necesar să vă dedicați lui. Puteți să realizați cerința proiectului startup, adică acest mock-up, acest site introductiv foarte simplu pentru afacerea voastră, utilizând cod HTML simplu, pur. Cum se face lucrul ăsta? Eu v-am arătat cum puteți să testați codul în browser, însă nu veți putea să dați acest URL și să ziceți acolo e site-ul meu. Voi va trebui să lucrați local. Puteți să creați pe calculatorul vostru, pe desktop, unde doriți voi, un fișier cu extensia .html, de exemplu, și asta este o uzanță, index.html, asta este de obicei pagina principală a unui site. Să deschideți acel fișier cu Notepad sau orice editor de text doriți voi. Cred că în Mac se cheamă text editor, în Linux există o mulțime. Copiați acest cod în acel editor, salvați fișierul HTML și apoi îl deschideți, același fișier, cu un browser, cu un navigator web, la alegerea voastră. Și ar trebui ca ceea ce vedeți voi să fie ceea ce vedeți în fereastra din dreapta a ecranului meu, adică interpretarea acestui cod în browser și ăla va să fie site-ul vostru. Atenție însă, cerințele se mențin. 3 pagini, minim, ale site-ului vostru cu un meniu, cu navigare între ele. E un pic mai complicat. Presupune că știți deja un pic de HTML, iar din nou fac referire la acel chestionar pe care l-ați completat. Destul de puțin dintre voi au cunoștințele necesare și atunci nu aș insista neapărat foarte mult. Însă, dacă e să vorbim de un editor de text în browser, nu am discutat pe Wix și am șters asta, dar inclusiv textul ăla pe care l-am scris eu acolo putea fi bibilit la literă, la culoarea de fundal a textului. Menționam la un moment dat că pe vizualizarea de pe dispozitive mobile, acel text alb peste o imagine albă nu este lizibil și atunci ar fi trebuit să adaug acelui text un fundal, numai cât e textul, da?
echivalentul cu a adăuga un highlight în Word. Se putea face lucrul ăsta dacă puteam să editez textul HTML, la nivel de HTML al acelei secțiuni. În Wix însă, nu sunt 100% convins că aveți această posibilitate, tocmai pentru că e orientat spre începători care nu au nevoie să modifice codul HTML al conținutului lor. Bun, iarăși fac o mică pauză. Să vă întreb cum vi se pare acest limbaj. Este foarte complex? Mă gândesc că pentru cineva care nu are experiență, să înceapă să facă de la zero este complicat. Dar, repet, motivul pentru care vi-l amintesc și vă arăt cum puteți să găsiți aceste tutoriale HTML, 1.740.000.000 de rezultate în momentul în care căutăm tutoriale de HTML, acest Introduction to HTML este pe primul loc, nu degeaba. Aveți inclusiv tutoriale video, dacă credeți că vă ajută. Vă poate ajuta, repet, în momentul în care veți utiliza, veți trece dincolo de Wix și veți avea de schimbat rapid un paragraf din site-ul vostru. De la, știu eu, s-au modificat anumite prețuri și nu aveți încă un magazin online dedicat sau secțiune mai avansată sau, nu știu, v-ați schimbat adresa sau ați observat o mică greșeală, s-a mâncat o literă și trebuie să o adăugați. Cât timp aveți acces la editarea acelui site și nu aveți deja un om care face asta pentru voi, ar trebui să puteți foarte, foarte ușor să adăugați, să modificați ceea ce este necesar. Ok, am fost un pic mai rapid decât mă așteptam. Vă rog să-mi spuneți voi ce ați mai dori să insist, să reiau sau să vă prezint dincolo de ceea ce v-am arătat până acum. Este cineva care e la calculator și a încercat și a reușit să lucreze cu Wix-ul? Da, am început să caut imagini, să modific textul. E simplu, nu? Da. Deci avem confirmarea colegului vostru că se poate face destul de ușor. Nu mi-e foarte, foarte clar, va trebui să mai discut și cu colegii mei, cum veți preda această cerință. Mă gândesc cu cea mai mare probabilitate că veți ar trebui să realizați un document cu, în primul rând, URL-ul site-ului, dacă el este realizat în Wix sau este disponibil online prin altă metodă. Și respectiv, știu eu, capturi de ecran cu cele 3 sau mai multe pagini pe care le-ați realizat ca să dovediți că există. Asta în cazul, în special, în cazul în care ați lucrat local în HTML, așa cum v-am prezentat eu, și nu este disponibil online. Mă gândesc că ceva de genul acesta vom crea în campus, în cursul de startup pe te întreprindere simulată, probabil acolo vom crea o zonă unde voi să încărcați acel document. Mai discutăm asta și eventual până la următoarea întâlnire o să avem un răspuns mai ferm și mai clar. Nu știu ce altă discuție să inițiez acum în ideea că de-aia aștept de la voi păreri, întrebări. În ideea că dacă m-aș pune acum să fac tutorial de HTML, ar lua destul de mult și, repet, nu văd încă utilitatea atât de mare. Poate doriți, de exemplu, să vedeți ce înseamnă gestiunea unui site în WordPress. Hai să facem asta rapid. Ca să aveți un termen de comparație cu Wix-ul. Există posibilitatea de a găsi instalări demonstrative de WordPress alături de multe alte CMS-uri. Și avem aici două linkuri.
în care bun, poate că nu e cea mai se pare că instalarea asta demonstrativă nu este perfect funcțională. Hai să găsim o alta. Vreau doar să vă arăt cum arată interfața de administrare ca să aveți, după cum ziceam, această comparație cu Wix-ul. Și să înțelegeți poate mai bine de ce nu am început și nu v-am arătat cum să... Hai să vedem Softaculous-ul, parcă avea niște instalare. Andrei, dacă vrei, pot să arăt eu că am reușit să intru pe un WordPress al meu. Ok, uite, ne ajută colegul, numai un pic, să opresc share-ul. Ok. Salutare! Ok, cam asta este interfața pe care puteți să o vedeți în spate pentru WordPress. O vede toată lumea? Da, se vede, ok. Ok, deci în principiu ce regăsiți default în această interfață e partea de post. Aici este un fel de bază de date unde vă țineți voi poze, filmulețe și ce vă mai interesează să postați pe WordPress. Asta dacă vreți neapărat să folosiți filmulețele încărcate pe serverul vostru, lucru pe care nu vi-l recomand neapărat. E mai simplu să încărcați pe YouTube și apoi, cum a spus și Andrei, puteți să faceți embed în site-ul vostru și nu vă folosiți voi resurse. Pagini, aici puteți vedea comentarii și de asemenea puteți seta diverse formuri prin care să preluați date de contact dacă cineva vrea să vă contacteze sau ceva genul ăsta. Partea asta de WooCommerce nu este default, este un ăsta, plugin instalat separat, însă după ce instalați pluginul ăsta puteți apoi să vindeți efectiv produse pe site-ul vostru, la fel cum găsiți și pe alte site-uri de profile, cum ar fi, nu știu, eMag. Aveți partea de analytics, relativ la partea asta de WooCommerce, partea de produse, unde puteți adăuga ulterior produse, dar, repet, ăsta este un plugin instalat separat. Vali, arată-le partea de modificare a temei, care e mai interesant aici. La ok, da, aici voiam să ajung. Iar aici, asta este o opțiune care există întotdeauna default, appearance, unde avem teme, widget-uri, meniuri, cel mai important să spunem, ar fi temele. De unde puteți găsi teme predefinite în WordPress, pe care voi vi le activați și apoi le personalizați în funcție de nevoile voastre. Intră un pic astea ar fi câteva care sunt deja instalate de mine, dar pot să dau Add New Theme. Nu, ar fi interesant să vadă, ca și comparație cu Wix-ul, chiar editorul ăla live, știi? Dacă dai customize la tema. Customize, ok. Bun. Și aici ar fi tema pe care o folosesc eu. Pot să schimb cam tot ceea ce vedeți voi aici în stânga. Layout, container, sidebar, homepage settings, header, pot să-l schimb, ce apare aici în partea de sus a site-ului, footer-ul pot să-l schimb, change copyright, change footer color, font fields, meniurile, pot să mă duc să văd meniul și pot să modific paginile care apar în meniu. De avut în vedere că opțiunile pe care le vedeți aici, în stânga, în acest meniu de Customize, diferă de la o temă la alta.
ceea ce vedeți voi aici e disponibil pentru tema pe care am ales aici, care se numește Neve sau NIV, cum o fi în engleză. Default, întotdeauna veți găsi partea asta de Additional CSS. În principiu, aici puteți să scrieți voi cod CSS pentru a vă particulariza tema fără a plăti versiunea Pro. View Pro Futures. În versiunea Pro aveți noi opțiuni, însă ia să vedem cât costă pentru tema asta opțiunea Pro. Upgrade to Pro, upgrade now. Uite, cât costă dacă folosiți pentru site-ul vostru personal 70 de euro pe an, business 150 de euro pe an, dacă sunteți agenție, adică în principiu dacă creați voi site-uri pentru alții, 260 de euro pe an, cum vi se par prețurile astea, mari sau mici? Este doar pentru o temă. Mult pentru o temă. Multicel, dar dacă ați găsit tema care vă place, în principiu varianta Pro vă dă aproape toate opțiunile, vă face destul de facil interacțiunea cu WordPress-ul vostru. Lucrurile devin aproape similare cu ceea ce vă oferă Wix-ul în general, pentru că aveți multe opțiuni în plus, pentru care altfel trebuie să scrieți voi cod sau să faci ceva de genul ăsta. Și de asemenea, în continuare, interfața din spate vă oferă mult mai multe posibilități și o flexibilitate mult mai multă decât Wix-ul. Și atunci e un pic mai, e un pic scumpus, să spunem așa, 150 de euro pe an, dar este oarecum la alt nivel față de Wix. Și bine, teoretic, aceeași temă ați putea să o folosiți pentru 5 site-uri, dacă vreți. Da? Afacerea voastră poate să aibă mai mult decât un singur site. Nu știu dacă ați observat că există anumite firme care vând produse online, care de fapt în spate au vreo 4-5 site-uri conectate toate la aceeași bază de date, aparent îți pare că cumperi de la comercianți diferiți, dar de fapt e același comercian. Sau poate să aibă site-ul de prezentare separat și magazinul separat. Sau așa, și asta poate să fie. Sau poate să aibă o altă platformă separată care arată cam la fel, dar care oferă traininguri. Da. Tot felul de posibilități. Uite, spre exemplu, site-ul Vexio e unul din, în spatele lui mai există încă 4-5 site-uri care vând de fapt același lucru din aceeași bază de date, e același vânzător. Și atunci, folosind aceeași temă, doar puteți să schimbați culorile puțin și aparent aveți mai multe site-uri. Și, da, poate vă e mai ușor să vă poziționați pe piață. Bun, nu e ieftin, dar nici foarte, foarte scump. Și mi se părea chiar interesant versiunea Pro de la WordPress, pe care v-a arătat-o Andrei, pentru că vă oferea gratuit și plugin-urile. Uitați, plugins. Plugin-urile astea vă oferă funcționalități active la site-ul vostru. Spre exemplu, ce folosesc eu aici? Cum v-am spus, WooCommerce. Partea asta de vânzare produse este, de fapt, un plugin adăugat peste site-ul standard și acum, pur și simplu, eu pot să adaug și produse, să le pun în coș, să am useri care își și plată cu cardul, există pe site-ul ăsta și toate lucrurile astea le obțineți prin plugin-uri, care tot așa de obicei au o variantă free și o variantă pentru care trebuie să plătești. De obicei, nu știu, sunt de la $10 la $50 pe an și tocmai de asta am văzut că în varianta Pro pe care v-a arătat-o Andrei, pentru $15 pe lună aveați toate plugin-urile gratuit, ceea ce mi se pare chiar foarte ok. În principiu, dacă aveți foarte puține inclinații tehnice, nu foarte mult. Cred că cu varianta aceea WordPress Pro puteți face absolut orice aveți voi nevoie,
cel puțin în primii câțiva ani ai afacerilor. Na, emagul nu poți să-l faci chiar doar cu WordPress, există chestii mult mai complicate acolo, pentru că sunt zeci de mii, poate chiar sute de mii, poate chiar milioane de utilizatori în același timp, uneori, nu știu, când e Black Friday sau ceva de genul ăsta. Și atunci acolo lucrurile sunt mult mai complexe și toată partea asta din spate probabil costă sute de mii spre milioane de euro. Dar pentru primii voștri ani, chiar dacă vindeți produse online, acea variantă WordPress Pro, cu puțin efort la început, când e curba asta a învățării, cred că vă permite să faceți absolut tot ce aveți voi nevoie, fără să plătiți pe cineva. Nu știu dacă v-ați interesat cât costă să faceți un site, dar de obicei o variantă din asta de site cu magazin în spate. Eu știu oameni care au încasat 3.000-4.000 de euro pentru acel site. Deci știu cât au încasat și asta lucrând ca freelanceri, nu o companie specializată care probabil ar fi avut costuri mai mari. Și toate astea le obțineți cu $15 pe lună în varianta WordPress Pro. Și dacă ați văzut, avea și server în spate. Vă dădea spațiu de stocare 60 de giga, deci oricum voi o să trebuiască să plătiți hosting undeva, care cel mai ieftin e 4 euro pe lună. Ok. Ce crezi că ar mai fi să le arăt aici, Andrei? Asta voiam să aia era interesantă, partea de interfață grafică și de construirea template-ului din browser, ca să aibă comparație, pentru că ce am arătat eu în Wix, cam la aia se rezuma. Și în Wix puteai să adaugi noi elemente, dar, de exemplu, plugin-urile acolo nu trebuiau instalate suplimentar. Cum zici și tu, WordPress.com oferă, într-adevăr, și partea de găzduire și nu aveți grijă asta. Wix-ul e mai prietenos pentru începători, dar ați văzut, și acolo există anumite costuri. Și dacă sunteți hotărâți să mergeți pe una dintre soluțiile astea oarecum autonome, încercați să comparați în primă fază toate avantajele și dezavantajele. Wix-ul este mai prietenos, dar probabil v-ar costa mai mult de la început. WordPress-ul este un pic mai ieftin, dar trebuie să învățați un pic mai bine. Iar, cum zicea și Vali, să angajați un om s-ar putea să coste cel mai mult, dar cu omul acela puteți discuta, puteți avea pretenții, între ghilimele și nu numai, puteți să vă impuneți sau, mă rog, prezentați mult mai ferm o anumită viziune la cum vreți să arate site-ul vostru și atunci e cu totul altceva. Indiferent ce soluție alegeți însă, dincolo de exercițiul ăsta pe care îl aveți acum de făcut de crearea unui site de 3 pagini, luați în calcul și faptul că va trebui cât de curând să aveți o astfel de prezență online, să aveți un site propriu, vă veți face o cărți de vizită probabil, virtuale sau fizice, cu un URL unde clienții voștri vă vor putea găsi serviciile și produsele pe care le oferiți. Cam atât. Cred că ar fi de discutat pe tema asta. Dacă sunt alte lucruri pe care voi ați dori să le aflați sau să le repetăm sau să le discutăm. Putem vorbi, de exemplu, de monetizare, deși voi, dacă faceți un site de prezentare sau de vânzare, nu veți pune reclame în site-ul vostru. Reclamele se pun de obicei pe bloguri sau alte site-uri cu trafic mare care aduc conținut nou tot timpul, dar ați văzut și voi, poate, reclamele care apăreau pe Photopea sau pe practic toate site-urile care oferă servicii gratuite, de fapt vând reclame sponsorilor lor. Dar dacă doriți voi să știți altceva. Totul este clar, totul este bine, mersi. Bun, nu știu, atunci aș opri înregistrarea.